Victoria la scor obținută cu Unirea Urziceni le dă încredere fotbaliștilor de la Universitatea Cluj. Cu cele 3 puncte, aceștia și-au asigurat liniștea și abordează cu optimism confruntarea de pe terenul liderului Oțelul Galați. Studenții vor să producă surpriză în runda următoare a Ligii I, chiar dacă vor evolua în fața liderului campionatului. USA a îndepărtat săptămâna trecută de zona retrogradării, iar fotbaliștii pregătiți de Ionuț Badea speră sâmbătă la un rezultat pozitiv cu trupa lui Dorinel Munteanu. În tur, clujenii s-au impus la Alba Iulia cu 2-1, când i-au administrat liderului Ligii I prima înfrângere din actuala ediție de campionat. Sperăm din tot sufletul să venim cu puncte de la puncte de la Oțel. Suntem mai liniștiți, acum atmosfera e mai bună. Ne-a crescut un pic moralul după această victorie. Sperăm să, cum v-am zis, să luăm puncte de la Oțelul și după aia vom vedea, vom avea 2 săptămâni de pauză și vedem ce va fi. Cred că da, cum a fost la anul trecut, echipa noastră a câștigat Oțelul, cred că putem să mergem acolo și scoatem un puncte sau 3. Asta nu contează pentru universitate. Noi ne gândim să de la retrogradare, să ieșim de la retrogradare, de zona retrogradare. Atunci trebuie să ne gândim noi, să câștigăm, să e bine pentru noi. Nu mi gândesc în Steaua, Timișoara, nu mi gândesc așa. U apelează și la ajutorul divinității. Antrenorul Ionuț Badea și-a dus astăzi fotbaliștii la Mănăstirea Florești, înaintea plecării echipei la Galați.